Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri de Poliție Judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, au efectuat pe parcursul zilei de miercuri un număr de 36 de percheziții domiciliare pe raza teritorială a județelor Iași, Suceava și Botoșani, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Potrivit cercetărilor, începând cu luna ianuarie a acestui an, a fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri au acționat în mod coordonat în ceea ce privește achiziționarea din Republica Moldova și Ucraina unor cantități importante de țigarete provenind din contrabandă pe care le-au depozitat și comercializat către diversi cumpărători, în principal pe raza județului Iași. Cam de operare s-a reținut faptul că după primirea și depozitarea țigaretelor de contrabandă, liderul grupului infracțional proceda la distribuirea acestora către ceilalți membri și la colectarea banilor rezultați din valorificarea țigaretelor. De asemenea, liderul grupării indică la prețul minim de distribuire a țigaretelor către ceilalți membri, care, la rândul lor, adăugau propriile procente la prețul de vânzare către cumpărători. Ulterior, descinderilor, 25 de persoane au fost aduse la sediul DICOT, Serviciul Teritorial Iași, în vederea audierii. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.